Doamnelor și domnilor, suntem pregătiți de show. Bine ați venit așadar la Salina Equines, la trofeul hipic cu același nume și în aceste momente la Salina Equines Horse Trophy, unul dintre cele mai bune spectacole ecvestre din lume. Vă mulțumim că ați ales și în acest an să trăiți experiența Salina Equines, un domeniu de 2 hectare creat cu gândul la o lume în care să evadăm împreună, o lume în care să ne regăsim pofta de viață, libertatea, curajul și muzica din noi. Prietenia cailor ni le-a oferit pe toate și am vrut apoi să vă molipsim și pe dumneavoastră cu entuziasmul nostru. Și iată că am ajuns la cea de-a 4-a ediție și în seara aceasta vă invităm să pătrundeți în inima evenimentului, locul privilegiat la care avem acces datorită magiei unui show în care curajul se îmbină cu îndemânarea pentru a crea cele mai spectaculoase numere de dresaj în libertate și de acrobație ecvestre. Aplaudați-l pe Miron Bococi și lăsați-vă purtați de magia acestui vis. Now someone has that number. One more time, baby.
împreună cu Miron. Un rând de aplauze pentru ei și pentru Miron. Downstairs in the bar in her, my rolled up sleeves and my old skull t-shirt. I said, why did you do it with him today? And sniffed you out like you were Tango Ray. 'Cause I'm your fella, your guy. Stella and fly. By the time we were out the door, I'd let a man down like Roger Moore. You treated yourself like I knew you were. I'm
Încă o dată, aplauze, Capriccio, Sol, Bruce, Feeling, Talisman și Miron Bogoc într-un număr complex de dresaj în libertate. Iar acum țineți-vă respirația pentru că vă punem la încercare emoțiile. Intensitatea lor urmează să crească. Și echilibru perfect, acesta a fost posta ungara sau Roman Riding, executat de Liviu Nicușor și Kai Gerrit Hendrik Infante și Nabucco. Iar în continuare trebuie să vă spun că mai trebuie să vă țineți odată respirația, pentru că avem un număr și mai spectaculos, așa e la noi. V-am spus să vă lăsați grijile deoparte și să intrați în spectacol cu totul, să trăiți emoțiile alături de noi, că avem din plin în această seară emoții, dar știm ce facem, așa că haideți. 1, 2, 3 și gură de aer, ne vedem după. Thank you.
aplauze! Ați apucat să vă trageți respirația, eu nu. Nu-i bai că după un număr spectaculos merge unul și mai spectaculos. Urmează energie în stare pură și vă invităm să vă lăsați atrași de ritmul fulgerător al Volteo și să susțineți din tribune cu aplauze și tot tacâmul un număr unic de cascadorie. Come on.
aplauze pentru o gașcă extraordinară, Miron, Liviu, Renato, Nicușor, Robert și Cai Infante, Nabucco, Golfito, Talisman și Etihano, cei care au executat Volteo, dar bineînțeles și Cailu, Miron din prima parte. Doamnelor și domnilor, aplauze și pentru Capriccio, Sol, Bruce, Feeling și Talisman. Și pentru toată echipa de la Salina Equines. A fost un show așteptat și extraordinar, pentru care au lucrat foarte mulți oameni și le mulțumim pe această cale. Turul de onoare acum în aplauzele dumneavoastră. Să trăiți experiența Salina Equines, un domeniu, după cum spuneam, deosebit, unde vă așteaptă foarte multe surprize, iar competiția din acest an o dovedește.